fiduciaria. Așa, iar următoarele două premii la care Florian ne va ajuta, eu i-am pus lui Florian următoarea condiție. Zic, aș vrea să te urci pe scenă să ne ajuți la înmânarea două premii, dar te previn că sunt două companii care nu-ți sunt sau nu-ți mai sunt clienți. Primul dintre premii e premiu special pentru dezvoltare și inovație. Cine este câștigătorul? Așa. E vorba de o companie care face performanță și prin educație, chiar dacă pregătirea nu o face cu noi. Și e vorba de Campion Broker. Felicitări! Campion Broker! Campion Broker! Octavian Tatomirescu, director general. Și fondator al companiei. Bine ai venit! Mă bucur tare! Te revăd! Tavi, te invit la microfonul de aici. Întoarcem diploma. Placheta vine la final. Ce înseamnă acest premiu pentru voi? Dezvoltare și inovație. De dezvoltat, clar v-ați dezvoltat. Asta se vede cu ochiul liber. Poate-mi vorbești un pic despre inovație. Da, vreau să vorbesc despre dezvoltare, dar dacă ne-ai ridicat mingea la șilău... Bine, facem un switch. Întâi și întâi vă transmit toate cele bune din partea companiei mele, din partea managementului companiei și vă urez o seară deosebit de plăcută. Mulțumesc și sunt onorat pentru acest premiu, mai ales dacă vine înmânat din partea lui Florian. Împreună suntem doi furnizori de pregătire profesională și sperăm noi că suntem și apreciați din acest punct de vedere. Am inovat chiar împreună, zic eu, multe lucruri din această zonă, această arie de pregătire profesională. Consider că este element de bază în ceea ce înseamnă dezvoltare. Dar dincolo de acest cuvânt dezvoltare, în companie nu exista dacă nu aveam o viziune și o strategie la care să adere colegii mei din teritoriu, 1850 de oameni. Dezvoltarea pe care am avut-o este recunoscută și astăzi, a fost recunoscută dintotdeauna. Viziunea și strategia a fost recunoscută la gala premiilor brokerilor. Îmi doresc foarte mult să particip în continuare la tot ceea ce înseamnă dezvoltare, atât în interiorul companiei, cât și în dezvoltarea pieței de asigurări. Mulțumesc foarte mult, vă doresc o seară minunată și să auzim numai de bine și după 8-9 septembrie încolo. Felicitări, campion broker! Să vedem ce se